Nu mai joacă atât de spectaculos Botoșanu. Ce s-a întâmplat astăzi în Muștenie? Hai să nu fim plin de reacții după un meci de ăsta. Un meci mai prost, nu chiar prost. A jucat bine, a jucat foarte bine Dinamo. Noi n-am jucat prost. Dinamo a jucat foarte bine. A avut trei ocazii sau mai multe ocazii, la niște goluri. Noi am fost un pic mai complexați, e liber, bravo lor. Nu cred că n-a trebuit să ne uităm la lucrul ăsta ca niște dezastre. Și Botoșanu a jucat cât a putut de bine astăzi. Nu știu. Poate că au fost mai norocoși. Eu nu sunt trist, n-am ce să fac. Asta e fotbal. Trebuia să pierdă Manchester City, meciul de miercuri. A, sincer. Dacă suntem atenți la fotbal, asta e fotbal. E frumos pentru că e imprevizibil. Da, corect. Vedeți partea bună, sigur, după acest meci. Dar... Adică, cum au plecat acasă, triști toți. Cu căciula apăsată pe ochi. Eu ce pot să fac? Asta a fost. E un meci frumos, așteptăm rezultate celelalte, dacă nu... Sunt, înseamnă că n-am meritat să fim într-un baraj. Suntem o echipă Liga 1, nu suntem nici cea mai bună, nici cea mai slabă. Dar nu e frustrant totuși dacă ratați acest baraj? Dacă mă luați la frustrare, sunt frustrat, mega frustrat. Adică toate meciurile importante le-am jucat acasă la bătaia. A, exact, acasă. Asta se siza Lucian Goian, da. Ce pot să fac? Dau foc la casă. Asta e. Eu pot fotba ca un spectacol. Atunci am jucat prost, azi am avut și un pic de ghinion, azi am avut poate o zi mai, nu foarte grozavă, dar le-am dat voie, n-am ușa o zburdat, n-am ușcat bine. Astea. Au trei goluri extraordinare, n-am ce le face. Da, golul 2, trec... golul 3, contra-atac. Asta e. Da. Eu nu sunt trist. Sunt trist, dar nu sunt disperat. Nu văd fotbalul ca astăzi, ca pe ultima bătălie. Mai pot la bătaie și alții, că nu va retrograda, dar sunt absolut convins de asta. Mie mi-a spus mai ales înainte că e un meci foarte, foarte greu, am crezut că face Adam Petrescu, știți? Și adică Adam Petrescu, toate meci sunt grele, sunt extrem de grele. Dacă nu știm să jucăm fiecare meci ca fiind ultimul și cel mai important, nu știm să câștigăm. Și până la urmă vedeți, câștigă cei care au și noroc și portari grozavi și ultima secundă și la un gol sunt norocos. Noi n-am avut. V-am văzut reacția după primul gol încasat și deja se specula în GSP, parcă renunțați la echipă. Ei, da. Eu nu renunț când mă bate, eu renunț când câștig. N-aș vrea să las corabia când e apă. Eu las corabia când plutește bine pe apă, când are vânt, când are velele bune. Nu asta. Eu aș pleca din fotbal și în țara asta dacă îmi dați o soluție în care... E constructiv pentru Botoșani, așa, să mă las de fotbal ca și la Urzicenea cu 20 de ani. Nu mă las, nu. O să vedem. Deocamdată, ce i-am încurajat băieți, am pierdut un meci, n-am pierdut, nu e o operație pe cord. Mai pierdem din când în când, o să mai am și câștigat. Mai este un meci, gata, am terminat. Sper să ne bată și el altul. Da, să vedeți ce fac adversarele noastre, sau concurentele noastre pentru locul 2-3 acolo, sau 1-2, pardon. Eu zic că totul e deschis, dar de altă parte noi am pierdut o șansă teribilă să arată. Și asta e dureros pentru Botoșani. Dar ascultam adineau pe Șeroni vorbind, am văzut și acum niște faze, care a comis vreo două hands-uri în careu. Serios? Da. Adică el a comis hands în careu? Da. De două ori a comis hands în careu Șeroni, două penaltiuri trebuia să primească din nou. Dar cred că era penalti și la Mihai Roman, n-a fost zic cum simulare. A, la Mihai Roman, spuneți că n-a fost simulare. Nu. Nici departe. De la atins, acum la, nu-i dai galben, nu-i dai cartonaș, nu-i dai nici galben, nu-i nimic. Asta e chiar în care nu ai voie să cazi. Dacă te atingi careva, dacă te lovești, nu ai voie să cazi. Nu zici de cum galben la așa ceva, dar în fine. Da, ești de acord, da, corect. Nu văd galben, de ce? Dacă ne uităm la ce se numește Champions League, dacă asta e discurs meu referința, atunci am învățat mult. De arbitrajul ăsta. E și arbitrajul cum e fotbalul, domnule. Dacă nu fotbalul nu e de Champions League, ce să faci? Mai toate sunt conjugate și autostrăzile și blocurile. Exact. Economia și morala românească și poezia și fotbalul. Asta este. Suntem în țara asta în care avem mult de muncit și cred că putem să cum să spun, e bine că avem de construit. Dacă era totul construit, ne uitam și era filozofie. Da. Ce urmează pentru Botoșani? Aveți o strategie pe sezonul viitor? O să deveniți o echipă de play-off?
Păi nu este o vreo, am fost la echipă în play-off și cred că am ratat play-off-ul din niște lucruri care sau niște situații cu o conjunctură, să spunem, nu știu, complicată și greu de explicat. Vreau să rămânem în play-off, să rămânem în echipă în play-off, ne gândim foarte mult să ce spune Marius legat de viitorul, de ce aducem, sunt niște oferte sau niște jucători care să luăm. E clar că avem probleme la mijloc, avem probleme la fundaj de apă, nu va pleca Brown, avem probleme și în apărare, adică vom avea niște jucători, nu le lăsăm așa. Sunt jucători, căutăm, nu ne aruncăm cu capul în zid în momentul ăsta. Bună seara, domnul Iftime, Lucian Goian sunt. Salut, domnul Lucian. O întrebare. Având în vedere ultimele trei sezoane ale Botoșanului, credeți că este maxim ce poate echipa sau aveți gânduri pe viitor dacă rămâneți în 2-3 ani de zile să ajungeți să vă bateți la titlu sau e greu singur? Stați că... Nu mă o secundă că vorbește, e nervos Marius Croitorul. Dar de ce e nervos? Nu mai întâlnim aici, mai ales este sub influența alcoolului. Da, stați o secundă că n-aud bine. Deci mă spun, domnul Lucian, iată-mă, acum aud. Având în vedere rezultatele din ultimele trei sezoane, Botoșanul a fost acolo sus, în play-off sau a ratat play-off la Mustață. Pe viitor, în 2-3 ani de zile, putem să vedem Botoșanul? Aveți gânduri de campionat, să vă bateți la campionat sau este foarte greu? Nu, haideți să avem măsură. Singur este greu, din punct de vedere financiar, să susține. Singur este greu și dublu este greu și la triplu este greu. Botoșanul e o echipă care, sau un club care... Am încercat să construiesc, să crească pas cu pas, să avem un fotbal frumos, să trăim în Liga 1 într-un mod mulțumitor pentru spectatori. Dacă vrei să câștigi campionat, ai mai multe nevoie, mai multe ingrediente. Și noi nu le-am, eu cel puțin nu le-am acum. Și nici nu am entuziasmul ăsta necesar de a disa și de a mă îmbăta cu apă rece. Știi? Adică nu cred niciodată că putem face mai mult de atât. Dar ce pot să fac este să fim un echipă de play-off și să ne jucăm fotbal spectaculos. Asta aș vrea să fac continuu. Oricum, felicitări și ce ați făcut pentru Botoșani este de apreciat. Eu fiind sucevean, Suceava nu reușește să fac asta de ani buni și dumneavoastră ați reușit și felicitări. Așa este. Mulțumim frumos. La Botoșani am făcut ceva și am făcut ceva. Avem această echipă care funcționează, are și ea greutățile în seara, dar sunt triști. Asta e mai nou, bătaie. Vă dați seama că nu-s deloc în atele mele și am somn o noapte complicată. Asta e, merge mai departe. Mulțumim tare mult că ați fost amabil și ați intrat în direct cu noi. Să-l calmați și pe Croitorul, poate, mai liniștiți.